de lui Cristian pentru această reprimare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați luat din timpul dumneavoastră pentru a petrece o vreme în această seară împreună. Mă gândeam că dacă urechile noastre n-ar fi atât de ostenite de zarva lumii acesteia, am putea asculta șoapta ecoului cuvântului Părintelui Constantin, rostit în atâtea rânduri, în atâtea forme, de această solemnitate. Devine zăbavnic, tautologic și, finalmente, redundant să încep o descripție minoră, străduindu-mă să evoc evidența. Toți cei care sunteți aici, și vă mulțumesc că sunteți, știți bine că încercând să vorbim despre Părintele Constantin Galerii, va trebui să adăugăm în dată și marele misionar și mărturisitor. Dascălul pentru care nici n-am putea face efortul de a căuta o comparație. Dar peste toate, duhovnic. Observați că nu spun mare, că nu spun duhovnicul important. Și asta pentru că în înțelegerea mea, duhovnicul este sau nu este. Și atunci când este dincolo de hilotesie, el este desigur și mare și important. Ce ar putea fi mai mare și mai important decât să vezi nevăzutul, decât să înțelegi neînțelesul, pătrunzând nepătrunzul, lucrând, care va să zică, cu sufletul. Numai omul este purtător de suflet și numai sufletul este om. Această tainică fericătură, microteos și microcosmos. Aceasta a stat în centrul preocupărilor Părintelui Constantin Galerii. Mi-am notat pentru ca să putem trece poate un pic mai leste și să câștigăm din timp câteva date privind această scurtă, foarte scurtă evocare pe care am ales mai degrabă să o ilustrez într-un anume fel.
Simt să fac o recapitulare a atributelor și atribuțiilor care i-au definit existența Părintelui. Pentru ca să adaug câteva accente, ca unul care a petrecut o bucată de timp alături de Părintele, lângă Părintele, cu Părintele, am spus mai devreme că știm cu toții că a fost un mare mărturisitor. Pentru mine asta înseamnă două lucruri. Părintele cânta liturghia în suflet permanent. Iar asta se putea vedea ușor pe chipul său care se confunda cu icoanele în mijlocul cărora slujea. Punându-le în felul acesta peste tot, într-o anume lumină, purtându-le cu el. Iar atunci când slujea liturghia, sunt aici mulți mari, cu focul sacru la Harului Dumnezeiesc biserica integral. Nu negociam cu niciunul dintre noi. Eram parte din liturghie, intrând în starea liturgică din primele minute. Am spus de asemenea că a fost un mare misionar și mărturisitor. Cu timp și fără timp era prezent în centrul unor adunări publice, la nenumărate emisiuni de televiziune și radio, oferind de asemenea multe interviuri pentru presa scrisă. Era prezent la diverse întâlniri cu studenții și în diverse facultăți și școli, altele decât facultățile de teologie unde a predat. Poate că de aceea fiecare îi se părea că la el și cu el Părintele a petrecut prea puțin. Dar asta nu era valabil decât pentru pana preoteasă. Căci acasă petrecea cel mai puțin Părintele. De fapt, acesta cred că este un paradox preoțesc. Cei mulți au sentimentul că preoții stau prea puțin cu ei, iar cei de acasă au convingerea că stau prea mult cu ceilalți. Au de împărțit și de împăcat aceste două teritorii. Și dacă vorbim despre prezența preotului în cadrul multor emisiuni, astăzi, din păcate, preotul este din ce în ce mai rar prezent în emisiunile televiziunilor și chiar la radio. Preocupările lumii acestea sunt altele. De aceea și oferta este diferită. Am pregătit pentru momentul acesta un scurt fragment inedit pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră. Un fragment dintr-o emisiune realizată în septembrie 1990 la Fan Radio, primul post de radio particular din România, pe care am avut șansa și bucuria de a-l conduce o bucată de timp. Vă propun să-l ascultăm, pentru că el va face trecerea pentru celelalte momente.